Salutare și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi, în acest video, am să vă vorbesc despre un parfum al casei de parfumerie Floris. Casa de parfumerie Floris a luat ființă în secolul XVIII, mai precis în anul 1730, iar de-a lungul timpului, această casă de parfumerie a scos aproximativ 60 de parfumuri. Parfumuri care au fost purtate de personalități politice sau artistice ale vremurilor respective. Am să amintesc de câteva personalități care au folosit aceste parfumuri. Mă refer la Winston Churchill, la Marilyn Monroe și chiar la regele Mihai I al României, care la un anumit moment dat folosea și el aceste produse ale casei Floris. Deci, o casă oarecum care țintește o zonă aristocratică, o zonă foarte elevată a societății, dar acum disponibile și accesibile și pentru noi, muritorii de rând. Revenind la parfumul 1976, căci așa se numește, acest parfum încearcă să evoce perioada anilor 70, o perioadă tumultoasă, dar și o perioadă de schimbări și de provocări în istoria modernă a omenirii, respectiv a istoriei londoneze, când arta și politica, împreună cu mișcările civice din acea perioadă, au produs niște schimbări destul de relevante pentru Marea Britanie. Parfumul, din punctul de vedere al compoziției, este un parfum foarte bine alcătuit, foarte bine cizelat, cu multe note interesante, dar foarte bine blenduite sau legate între ele, care transmit o notă de eleganță, de rafinament, notă cizelată, o notă un pic aristocratică, dar totuși modernă. Haideți să vă spun notele din compoziția acestui parfum. În notele de vârf avem frunze de mestecăn, lămâie, bergamotă și piper negru. În inima parfumului regăsim lavandă, musc, ienupăr și iasomie, iar în baza parfumului avem musc, chihlimbar și patchouli. Din ceea ce simt atunci când port acest parfum, ca și note predominante, nota de lavandă în combinație cu ienupărul, un pic temperat de către nota citrică a bergamotei, plus principalii jucători, moscul, chihlimbarul și vetiverul, cel puțin din perspectiva mea, pentru că este o nuanță proaspătă, o nuanță fresh dată de către lavandă și bergamotă, dar un pic pudrată sau cremoasă dată de către chihlimbar în combinație cu musc și vetiver. General, acest parfum transmite același tip de vibrație ca și Aventus, dar într-o notă mult mai accesibilă și mult mai pământească, să spunem. Pământească în sensul accesibil pentru majoritatea celor dintre noi. Din punctul de vedere al performanței, acest parfum nu performează foarte bine. Chiar dacă el vine în concentrație de apă de parfum, el pe pielea mea duce undeva la maxim 5 ore ca longevitate, cu o proiecție de maxim o oră. Ceea ce nu-l face foarte, foarte popular. Dacă ar fi fost foarte performant, acest parfum ar fi fost potrivit sau mi l-aș fi dorit în colecție. Din punctul de vedere al prețului, prețurile pentru parfumurile Floris sunt țintite către zona superioară de prețuri, deci undeva la 100 de euro, cam pe acolo se învârt prețurile pentru acest gen de parfum. El vine încapsulat în două cantități, din câte țin eu bine minte, respectiv 50 și 100 de mililitri. Dacă mă înșel, mult mai probabil să fie livrat într-o singură cantitate de 100 de mililitri. Ca și versatilitate, poate fi purtat cam în orice împrejurare de pe parcursul zilei sau a serii. La ținută de tip casual sau de la casual în sus, iar ca vârstă îl văd de la un 25 de ani în sus, foarte potrivit. Ca și sezon când poate fi purtat, îl văd un parfum de perioadă de tranziție a anotimpurilor, deci de la primăvară la vară sau de la vară la toamnă. General vorbind, parfumul este foarte bun, miroase foarte bine.
partea de vârf, partea de început a parfumului e mult mai luminoasă, e sclipitoare, este foarte proaspătă, foarte penetrantă, dar în momentul când se așează, se așează într-o notă mult mai chihrimbarie, mult mai moscată, mai pudrată, dar cu nuanțe masculine, cu nuanțe lemnoase, tonalități de mosc și de paciuli. Deci, așa cum v-am spus, e un parfum foarte bun, dar îl trage foarte mult în jos performanța. Dacă ar fi să-i dau o notă, i-aș da nota 8,5, doar prin prisma performanță versus calitate olfactivă. Dacă performanța ar fi fost mai mare, acest parfum s-ar fi dus în sus ca și scor. Ce ar mai fi de spus pentru el? Acum eu sunt cu monitorul deschis. V-am zis că el aduce foarte bine cu Aventus și acum văd că pe Fragrantica este asemuit cu Aventusul. Ok, bun. Vreau să vă spun că n-am știut că seamănă cu Aventusul prin prisma informațiilor de pe Fragrantica, ci pur și simplu el are vibrații ce aduce foarte bine cu Aventusul. Astea le simt prin prisma faptului că și Aventusul a fost testat de mine. Bun, revenind înapoi, dacă ar fi să recomand acest parfum, da, dar țineți cont de faptul că performanța lui e posibil să nu fie chiar așa de strălucită și pe pielea voastră. Eu iau experiența personală, unde v-am spus, după 5 ore parfumul se disipă, nu mai îl simt, dar dacă puteți accepta acest lucru și vă doriți un parfum care să fie cât mai aproape de Aventus, dar cu un preț poate la jumate sau la o treime din prețul lui Aventus, acest parfum ar putea fi o alegere, zic eu, foarte, foarte bună. Are personalitate, dar totuși este, acum considerând că seamănă cu Aventusul, e redundant, dar dacă e să alegeți preț, calitate, aveți cel puțin o alternativă. Ca să închei într-o anumită notă, v-am spus, nota mea pentru acest parfum este nota 8,5. Se simt foarte bine note cizelate, note foarte rafinate, note pudrate, cremoase. Într-un cuvânt, un parfum masculin foarte potrivit pentru sezoanele de tranziție. Am să închei această recenzie aici. Nu uitați să dați like, să vă abonați dacă sunteți pentru prima oară pe canalul meu și ne vedem și ne auzim data viitoare. Numai bine!